De ce a fost necesară această restructurare completă a Agenției de Monitorizare și Reglementare a Achizițiilor Publice și care au fost discuțiile cu Comisia Europeană pe această temă? După cum știți, există la nivelul administrației centrale un comitet interministerial și un grup de lucru tehnic pe zona de reformă a sistemului achizițiilor publice în România. Lucrăm împreună cu Comisia Europeană pe acest grup de lucru și suntem implicați și noi, cei de la Ministerul Fondurilor Europene și toate instituțiile care au legătură cu achiziții publice. De ce? Tocmai pentru că atunci când a semnat România acordul de parteneriat cu Comisia Europeană pentru a accesa fondurile europene aferente perioadei 2014-2020, o condiție foarte, foarte importantă pusă de Comisie a fost de a ne reforma sistemul de achiziții publice, de a-l îmbunătăți, astfel încât să nu ajungem la blocaje și întârzieri și pierderi de bani, absorpție scăzută, așa cum am avut situația pe programele anterioare datorită deficiențelor în sistemul de achiziții publice. Și atunci, de anul trecut, se lucrează la o strategie de reformare a sistemului achizițiilor publice. Vorbim de reformă instituțională, vorbim de noi legi, legi care, sigur, transpun pachetul de directive europene în domeniul achizițiilor din 2014. Vorbim de o regândire a întregului flux de lucru a tuturor procedurilor, în ceea ce înseamnă de la, eu știu, fundamentarea cheltuielii până la pregătirea dosarului de achiziție publică, până la experții, profesioniștii din autoritățile contractante care pregătesc aceste documente, controle, contestații, căi de atac, remedii și așa mai departe. Și în acest context mai amplu, în care, vă spun, avem mai mulți pași de parcurs, se situează și această reorganizare, această poziționare nouă pe zona instituțională. Avem Agenția Națională de Achiziții Publice, a cărei înființare a fost aprobată prin reorganizarea NRMAP și UCVAP și prin poziționarea acesteia în coordonarea Ministerului Finanțelor Publice. Noua instituție face parte din această reformă instituțională. Și principalul pas, să spunem așa, în această reformă instituțională, în sensul în care și cei de la Comisia Europeană ne-au spus că este important să avem o instituție bine conectată la politica de cheltuire a banilor publici, la politica investițională a guvernului, să fie cât mai aproape de zona de executiv, pentru că autoritatea care elaborează politici și legi în domeniul achizițiilor publice și monitorizează acest domeniu trebuie să fie o autoritate care să stimuleze investiția și performanța economică. Noi nu ne dorim să avem o instituție și o politică strictă dedicată achizițiilor publice, ca și cum ar fi un domeniu separat. Achizițiile sunt un instrument suport. Și instituțiile care lucrează pe achiziții trebuie să fie un instrument suport pentru a ajuta ca să cheltuim și să investim cât mai corect, cât mai eficient, dar și cât mai performant. Ori în 2006, când am transpus acquis-ul comunitar în achiziții publice ca nou, ca viitor stat membru, am făcut-o, sigur, de o anumită manieră, având această nevoie de a transpune acquis-ul și de a avea o instituție care să reglementeze zona aceasta. Și să fie independentă. Da. Asta a fost unul din aturile acestei instituții. Dar tocmai noi avem acum și la nivelul Uniunii Europene acum o altă abordare. Avem strategia Europa 2020 care spune ok, trebuie să avem un shift, o schimbare în abordare. Ceea ce trebuie să facem este să avem investiții în economie cât mai performante, să evităm blocajele, să avem proceduri transparente, corecte, dar cu toate motoarele, tot ceea ce investim din bani publici, toate procedurile pe care le avem să fie cumva focalizate pe accelerarea realizării investițiilor. Și atunci e normal ca o instituție care elaborează politici și reglementează zona de achiziții să fie undeva aproape de politica investițională, de programul de guvernare, pentru a înțelege modul în care se întâmplă lucrurile și pentru a gestiona lucrurile cât mai aproape de această politică investițională. Ministerul de Finanțe, o recomandare de altfel care a venit în o variantă care a venit după multe alte variante discutate cu Comisia Europeană. Ministerul de Finanțe este entitatea care face programarea bugetară, care face planificarea cheltuielilor publice, raționalizarea acestora. Toată strategia fiscal-bugetară se elaborează în zona Ministerului de Finanțe și este normal și rațional și se întâmplă în multe alte state membre, în majoritatea de altfel, ca autoritatea de achiziție publică, de achiziții publice să fie
situată în vecinătatea, coordonarea sau în, oricum în strictă, în strânsă colaborare cu această entitate, cu acest minister. Este o normalitate, de altfel, din câte știu, din statele membre noi, nu știu dacă suntem două sau trei state membre aderate, care au aderat după 2004, care au această entitate separată de guvern. Deci această instituție ar îndeplini funcțiile de reglementare, primul rând, și de... De legiferare, de elaborare, de politici, de monitorizare. Bun. Sigur, iau și funcția de control ex ante. Și partea de control va rămâne sau o să fie... Toate cumva... funcțiile sunt încă discutate. Strategia de reformă a achizițiilor publice este încă în lucru. Termenul de finalizare este 30 iunie 2016, mai avem o lună și ceva. Lucrăm împreună cu Comisia Europeană, cu DG Grow și DG Regio pe conținutul acestei strategii. În partea română, experții care lucrează la strategie sunt cei din ANRMAP-ul, ceva de la, eu știu, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, deci oamenii din instituțiile României care au lucrat și în ultimii ani, împreună cu Comisia, redefinesc și lucrează pe fiecare capitol în prezent la cum vor fi funcțiile, control ex ante, control ex post, ce facem cu autoritățile contractante din România, astfel încât ele să fie mai capacitate în a produce documentații bune de atribuire, pentru că de la început lucrurile trebuie să fie bine așezate, profesionalizarea activității de achiziții publice, toate aceste elemente, pe lângă transpunerea directivelor în legislație, sunt în lucru și undeva la sfârșitul lunii iunie trebuie să ne apropiem de forma finală a strategiei care va fi adoptată de guvern de altfel.